așa? Reacția acestor copii dintr-o școală din Turnul Severin spune cam totul despre bucuria făcută de moșul care a venit la ei tocmai din Germania. Este motivul pentru care membrii asociației și-au propus să ajungă în tot județul Mehedinți. Astăzi vom avea două echipe, una către izvorul Bârzii, care va pleca în zona de munte spre Cireșu, Bahna, Ilovița. There are kindergartens, elementary schools. Școli și grădinițe în zona asta. În Drobeta, în momentul de față, se află un camion, sau s-a aflat un camion cu 5200 de cadouri pentru copii din tot Mehedințiul. Am încercat să acoperim cât mai multe școli, cât mai multe grădinițe, cât mai mulți copii să-i facem fericiți. Masa Rotundă Drobeta, care este parteneră a Mesei Rotunde Germania, se ocupă prin a organiza și a distribui aceste cadouri cu ajutorul oamenilor de aici din zonă. Cei peste 5.000 de copii din Germania implicați în această acțiune au pus în pachete ce au crezut ei de cuvință. Caravana va merge în 10 orașe din România. S-a început de la 1.500 de cadouri doar în zona Timișoarei acum 12 ani și acum s-a ajuns la 66.000 de cadouri după 12 ani pentru România și Moldova. Daruri vor fi duse și copiilor din Republica Moldova.